Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, cu ce ocazie acest eveniment? Astăzi, 14 noiembrie, este Ziua Mondială a Diabetului. Datorită acestui fapt, Clubul Lions Onyx din Reșița, care este un club format numai din doamne, am hotărât să venim în fața reșițenilor și să le dăm posibilitatea să-și testeze glicemia. Între ora 11:30 și 2:30 s-a organizat acest stand și în fața Palatului Cultural au venit peste 300 de oameni cărora li s-a măsurat glicemia. Cei care au avut-o normală au fost bucuroși. Cei care au avut o glicemie peste 200-250 au primit aparate pentru determinarea glicemiei gratis. Cei care au o glicemie la limită vor fi puțin îngrijorați și se vor testa în continuare. Și mulți au fost cei care sunt diabetici și au venit doar să verifice dacă tratamentul pe care îl iau este corect și au limitele normale ale glicemiei. Să înțelegem că aceasta este o campanie națională? Da, este o campanie națională. Sau face parte dintr-un program? Lions. Deci, în general, organizația Lions este o organizație de ajutor al oamenilor în nevoi, de ajutor a nevăzătorilor sau oamenilor cu probleme vizuale și diabetul, care prin complicațiile lui duce foarte mult la afectarea sau pierderea vederii, este una dintre bolile de care trebuie să ne ocupăm. Și atunci Clubul Lion, și anul trecut și anul ăsta, a făcut această campanie prin care a venit în ajutorul populației pentru a-și determina un test de glicemie. E foarte important să știi dacă ești un om sănătos, ești la limita unui glaucom sau dacă ai glaucom, dacă ești tratat corect sau incorrect. Încercați această campanie să o extindeți și în alte localități ale județului? Ea este extinsă. Tot astăzi această campanie a avut loc în toate cluburile Lions din țară, bănuiesc. Știu sigur că la Timișoara și la Arad s-a organizat același fel de acțiuni cu determinarea glicemiei. Numai și... că noi am avut determinarea glicemiei 3 ore, donarea de aparate pentru determinarea glicemiei la cei care au o valoare mai mare a glicemiei și am avut invitat pe doctorul Caius Diaconescu, diabetolog la Spitalul Județean, care ne-a vorbit puțin despre alimentația rațională, pentru că o alimentație irațională poate duce la apariția unui diabet. Ideea dumneavoastră, eu zic că a prins bine la public. Ideal ar fi dacă dumneavoastră ați intenționa și acest club Lions să-l extindeți și în mediul rural, pentru că oamenii de acolo sunt bolnavi și nici n-au cunoștințe de aceste lucruri. Și orice campanie de acest fel care este în utilitatea cetățeanului este binevenită. Spuneți-mi, vă rog, pentru cei interesați, unde se pot adresa la acest club Lions? Clubul Lions este un club care organizează diverse acțiuni și din acțiunile astea au de profitat oamenii în nevoi. Deci noi funcționăm ca un club de sine stătător, dar nu suntem toată ziua la dispoziția oamenilor. Deci toți avem meserii, funcționăm în alte locuri și din drag pentru a face bine aproape lui, din când în când facem astfel de acțiuni. Sau, în urmă cu o lună, a avut loc, de exemplu, un bal al clubului nostru Onyx din Reșița, prin care am adunat fonduri ca să le folosim tot în scopuri pentru alți oameni în nevoie. Anul acesta, de exemplu, dorim să reamenajăm sala Asociației Nevăzătorilor din Reșița, să o reamenajăm, să o mobilăm și să o utilăm ca să o facem funcțională pentru un internet și legături cu oamenii nevăzători din Europa sau din lume. Având în vedere că inițiativa dumneavoastră este lăudabilă, dar și costisitoare, pentru cei care ar fi interesați să sponsorizeze, unde și cum se pot adresa? Se pot adresa clubului Lions, o să vă dăm după aceea adrese și număr de telefon și cu drag, noi până acum nu am fost sponsorizați
fără intervenții, doar în cadrul acestor baluri pe care le-am făcut, iar cei care suntem în club, pentru că noi suntem un club destul de mic, acum am ajuns la numărul de 15, dar am funcționat până în urmă cu o lună doar cu 10 persoane, noi am fost cele care, din inițiativă și cu ajutorul nostru, am făcut cele mai multe acțiuni. Acum, după ce am făcut niște baluri de caritate, avem o sumă de bani cu care dorim să-i ajutăm pe ceilalți în acțiunile viitoare. Cu cine am avut amabilitatea? Deci clubul Lions Onyx Reșița este format din 14 leoaice, suntem o familie și pe moment ăsta e condus clubul de Felicia Quint. Mulțumesc mult, Sărăluna, și succes mai departe! Du-te la mormântare, plânge-o, că ea mormântare. Ne dați un interviu. Cum apreciați dumneavoastră această inițiativă? Părerea mea este că este benefică. Și face parte din rândul acțiunilor de profilaxie pe care le efectuează Lions Club în Reșița, în beneficiul sănătății locuitorilor. Considerați că această campanie ar trebui extinsă și în alte zone ale județului? Da, sigur că da, ar fi de dorit și în alte zone. Da. V-ați luat glicemia? Acum urmează. Acum urmează. Da. Vă rog să vă prezentați. Horia Chichima. Mulțumesc. N-am timp. Da, sunt de acord cu tot ce se face. Mai ales că eu sunt politeinist. Consistent. Îmi place știa. Face ceva pentru umanitate. Spuneți-mi, cum apreciați această demers făcut? Domnule, foarte bine. Ar trebui și în alte domenii, nu numai la... De exemplu, la astea, este acum Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem, ca să vă spun. Așa ar trebui și aici să introducă toate datele astea într-un registru, domnule. Sau uite acum ce am eu așa inovator, să facă, domnule, registrul ADN al umanității. Asta e chiar foarte important. Nu vrea nimeni să facă. Să știm și noi care cum. Și considerat că această campanie ar trebui extinsă și la nivel național și mult mai mult la nivel județean? La nivel național, la nivel european, că de aia suntem în Europa, la nivel planetar. Să știm toate cum, care omul să aibă un certificat de sănătate, cum are cazier fiscal, certificat de fiscal sau ăla, tot așa și... Vă rog, spuneți-mi cum vă numiți. Inginerul Gigi Popa. Ce sunteți din Reșița, da? Din Reșița, alături de cele 17 naționalități conlocuitoare, care constituie multiculturalitatea Reșiței. Adică aici trebuie să fim noi atenți, că în Europa suntem a 27-a țară și n-aș vrea să fim pe ultimul loc, știți? Mulțumesc!